Vreau să vă comunic că din inițiativa la o treime din consilier, pentru ziua de azi a fost convocat ședința Consiliului Județean Bardea. Ședința este deliberativă dacă la ea participă majoritatea din consilierii aleși. Adică din 15 consilieri aleși pe satul Bardea, trebuie să fie prezent 8. La moment sunt prezent numai 6. A socoti, a deschide ședința și a socoti întrunirea Consiliului, nu putem. Deci, ședința pentru ziua de azi se amână pentru o altă dată și procedura trebuie inițiată din nou. Sau o convoc primar, sau iară o primim din consilier. Sau se găsește alte soluții pentru problemele care s-au pus azi la ordine de zi. Deci, vă propun în calitate de secretar, vă propun să dezbatem problemele deoarece au venit pus cetățeni, să dezbatem problema într-o adunare a consilierilor prezenți cu cetățenii, a primarului, viceprimarului și poate cetățenii, dacă au venit astăzi aici, sunt prezenți, cred că au necesitate de a primi răspuns la careva întrebări. Dacă sunt careva propuneri, da. Până să ajungem la discuția pe care o propuneți dumneavoastră, să aflăm cei care lipsesc, sunt motivați sau... Din cei care lipsesc, numai Petre Iovom a sunat și mi-a spus că nu poate veni. Să înțelegem că ceilalți sunt nemotivați. Ceilalți, dacă nu vor prezenta careva motivați... Care sau... cândor vor prezenta? Trebuia să prezint până acum. Nu. Procedura e în felul următor. Care nu poate și poate prezenta, da, dar poate cineva s-a îmbolnăvit, poate s-a întâmplat ceva și nu. Bine, la una din ședințe noi trebuie să totuși stabilim niște criterii. Da, asta e indirect. Strict deja avem, nu de aia că umblăm care are dată la zdrobitoare sau ceva, asta nu e motiv. Asta că la anunță, asta e anunț. Dar motivul e altceva. Corect. Eu știu, sunt îmbolnăvit, careva eu personal sau careva rude sau... Vine o nepoată la ora 5 de la... Dar asta și nepoată, ei sunt taxi, asta nu e motiv, domnule, și... Motiv serioasă eu, așa înțeleg. Deci eu s-o stabilim niște criterii. La început ședințe se anunță consilierii lipsă. Care consilieri au anunțat motiv? Consiliul hotărăște, ori e motivat... Păi vin de a stabilim și de motive, domnule, nu e motiv... Păi de acord cu dumneavoastră. O zbrac în futuri, asta nu e motiv. Deci la una din ședințe cred că noi trebuie să stabilim mai concret o leacă, că așa nu-i bine. Mai vine și lume, suntem și noi și noi, cum ei sunt oameni, dar noi și suntem. De acord. Cum majoritatea votează și... Păi mai să nu voteze, și nu vină. Dacă nu votează. Nu, motivația este altfel. Dacă sunt așa de sigur persoanele respective sau consilierii care nu au venit, au majoritate, care poate să promoveze niște proiecte, interese la nivel local, puteau să vină la ședință, nu să steamă de cetățeni. Pentru că campaniile electorale ori să mai vină, ori să mai iasă în fața oamenilor, să dăie cu ochii, să-i vadă la față, să-i pună întrebări. Faptul că au reușit pentru ședința asta să găsească o soluție cât de cât așa, un mișmaș inventat sau preluat pe undeva de prin Parlament, nu înseamnă că problema respectivă a fost rezolvată sau a fost ascunsă, după părerea lui. Și lumea să știe că din cei care nu vor să vină la ședință, nu mai trebuie de ales altă dată. Exact. La fiecare ședință vin oameni. Vreau să propun, dacă în asta costă problema, că vin cetățeni și deși ei vin și vor spune întrebări, poate îi invităm la fiecare ședință. Câte 20, 30, 40... Ce spune asta? Mai fac consiliu sau nu asta mai fac, dar vine la Că știm că sunt motive. Nu vin toți așa. Vin voi oameni când vin la ședință, eu îi văd în fiecare noastră. Păi de ce de data trecută? Ați văzut la fiecare ședință? Eu nu i-am văzut. Eu prima dată am văzut la ședință. Da? Nu, data trecută. Invitații care au fost la ședință trebuie. Păi nu au venit. Prima dată nu am văzut. Păi veniți, eu oricum. Așa-și trebuie. La ședință trebuie să participe mai multă lume, că
Pe ce am dezvoltat? Dar și mai multe. Nu când vin, să vină doi oameni la ședință, când la fiecare ședință... Păi da, uite, lucrează televiziune. Să nu... Ședințele, ședințele sunt publice, oricine are dreptul să vină... Oamenii la bandar, nu le interesează să vină, ei nu așteptă pe îndosul și creieză, nu vor să vină... Ei, din tot satul, sunt și care sunt interesați. Dar în genul ăsta nu plăc spicul la infinit plus prezent, iau limitul de reprezentare. După lege, dacă îi se trăi, îi se face. Nu să vină unul, mă, să... Dacă timp de jumătate de an nu se face, nu se obține nicio decizie a Consiliului Local, el se dizolvă. Consiliul, da. Consiliul, da. Bine, acum nu se petrece Consiliul din lipsă de quorum. Data viitoare, a doua, a treia, câte noi... De trei ori, dacă nu se prezintă consecutiv și nu are o motivație, se retrage. Adică membrul Consiliului, dacă trei lipsă la rândare... Nemotivație. Dar motivația deja o stabilește... Dar tot Consiliul. Mă duc la vie și... Da, da. Nu, s-a duc o grămadă de certificate, de astea falsificate, că motivația tot trebuie să aibă limitul adicare. Nu pot, cum a spus domnul, eu vă spun că ai dat la limitare sau la cuiețe. Dar ca și multe lume, lor a slășit rușuri la toți, toți a spus din alta, a trebuit. A, o dragă, să fie să vină. Azi de rușine nu trebuie să vină. Eu pentru lumea care să aici. Trebuie să vină mai mulți și mai des ca pe ei să se prezente toți, înțelegi? Să aibă rușine odată, cum nu cum, ce nu. Nu, sper. Ar fi lor, adică o strategie, ar fi ca la următoarele două ședințe toți fie și-o puțin cât suntem acum. Ca... Fiecare ședință. Nu, pentru că asta e una care ei lipsesc și încă două, deja o să fie trei lipsi. Dacă să avem acele trei lipse și poate să... Dar dacă îi motivează, atunci o să fie șase. Asta deja e... Și minciuni o să spun măcar. Scoatem la ideală și motive au. Dacă vă considerați că în Moldova 99% sunt minciuni, care ne stoarnă pe urechi, atunci așteptăm minciuni și în cazul lui dat. Haideți că astea sunt niște proceduri care fiecare, cum și sus, probabil și aici, jos, fiecare încearcă să-și facă cumva... La vreo ședință ar trebui de ridicat întrebarea asta. Noi toți înțelegem că lipsa la grupul ăsta de consilieri nu e întâmplătoare, ești normal, adică e un grup. Grupe. Și adică nu, că poate unul, doi să aibă o motivație, dar numai că e o grupă, o grupare eu care să au interesul lor și de atât și nu au venit. Noi tot înțelegem, acum eu nu vreau să spun chestia asta. Așa e. Corect. În moment este domnul Oameni, întrebarea cauze, discutați-o-și de alt aspect. Fiecare consilieri poate să prezinte, asta e dreptul lui, să prezinte sau nu se prezinte. Nu trebuie să-i judicăm că ei nu s-a prezentat. Dar nu-i prea straniu, nu s-a prezentat toți 8, 10. Altceva, dacă ei au făcut-o la înțelegere, știți, să facă lucrurile astea și nu deschid către ieșan cetățeni, asta e altceva. Dar dacă eu sunt consilier, am eu tot dreptul să vin la o ședință sau nu vin sau am o... Exerviți, eu astea tot înțeles tot de bine, că asta e sfătuit ca să nu vină, doar înțeles tot de bine chestia. Asta e părerea mea ta. Da, mă tale nu-i tot așa. Și a mie e tot așa. Asta e lipsă de respect față cei care o ales. Dacă îi pisează la masă și ieși așa, cam în șacmăte, mai înțelegem. Dar dacă îi pisează toți aia ăștia, cred că e evident, nu? Și aș vrea să spun că este foarte binevenit tot timpul să vină un grup cât mai mare de cetățeni. Că am avut în Consiliul trecut, am avut tot așa un caz. Tot aceeași grupare de consilieri, care sunt lipsă, au fost cazul că au vrut să pună o taxă pedantă la... Când se făceau cetățenii noștri, s-a făceau ceremonii de nuntă la Casa de Cultură. Și cum au venit un grup de cetățeni, coada întrevine și au votat o taxă normală. Dar inițial au pus o taxă de 10.000 de lei, practic să nu mai poate face nimeni. Exact aceeași grupare, care acum lipsește, exact aceeași au votat atunci. Și cum au venit oamenii, cum s-au dezis. Atunci, de trești care nu s-a astăzi, care atunci nu erau consilieri. E majoritatea. Total, da. Care au fost atunci. E majoritatea. Sunteți de acord. Nu, cazuri sunt multe și dacă să luăm fiecare, nu cred că e productiv și n-a să ne dă eu concluzii din general. Și aici și domnul Alexiei nu vrea să spună public, dar deși cunoaște practica și teoria lui spune asta, este că să motivăm sau să obligăm
consilierii să facă un lucru este imposibil. Chiar și să-i sancționăm. Nu-ți permite. E foarte greu și procedurile nu sunt făcute până la capăt. Ca să înțelegi, chiar în Parlament, abia un an în urmă, au identificat niște pârghii minori ca să-l sancționeze numai verbal sau să-i taie din premii, nu din salarii, dar din premii. Și discutăm noi de Consiliul Local, unde în afară de observații sau de puterea cetățenilor, n-a să aibă nimeni nici o frică sau nici o piedică. Atâta timp cât a să avem cetățenii în spatele nostru sau alături de noi la fiecare ședință, atunci o să fie prezența și o să fie lucrativ. Exemple sunt foarte multe, cum spun și domnul primar, cum a fost atunci, cândva că au avut niște interes. Păcat că doar de câteva ședințe se filmează, ca să vedeți câte ședințe și câte nebunii s-au făcut și până acum. Și de câțiva ani tot încerc să arăt, să le arăt, să dispun, să facem niște diferențe care sunt. Și dacă e posibil, să transmiteți dumneavoastră, pentru că sunteți poate unii dintre cetățeni cei mai implicați în viața publică, să transmiteți un mesaj pe acasă. Implicați-vă în viața publică, ieșiți la ședință, puneți întrebări consilierilor, dacă nu pe internet, pe viu, eu sigur domnul primar are multe întrebări, dar are și ajutor, este și aparat primării, sunt multe. Dar noi, din păcate, poate face și greșeală că e asupra lui mai multe întrebări decât ar trebui sau răspunde pentru niște fapt la unii consilieri sau unii ajutori pe împrejur care au niște interes, cum a fost cazul de față și cum a se demonstrează până la urmă. Dar asta deja e politica dumneavoastră. Eu vreau să spun că asupra consilierilor nu există nicio putere juridică care poate să-i preseze sau să-i convingă să facă unele lucruri decât activitatea cetățenilor de rând. Cât mai mulți o să fim, cu atât o să fie mai lucrativ Consiliul pentru cetățeni și nu pentru business cuiva sau pentru interes. Alexandru, de acord, doar că aici e o mică remarcă. Oamenii la noi sunt total de acord că e bine să ne implicăm, dar așa o situație la noi, cu oamenii sunt așa de tare implicați în viața cotidiană și au problemele lor, că câteodată nu mai reușesc pur și simplu fizic. Și poate o problemă de asta care s-a iscat amul, mă rog, o stârnit lumea, ca să zic așa, și ne-am adunat, s-au adunat și un pic mai multă lume, dar pentru viitor eu n-aș miza pe faptul ăsta că lumea o să fie dispusă la orice apel a nostru să iasă, deși e binevenit lucrul ăsta. Deci eu cred că să fim un pic realiști și poate cu adevărat începem mai discuta subiectul cealaltă și trecem. Totuși, implicarea cetățenilor nu e o variantă și mai reușită. Eu vă spun, cei mai reușit ar trebui consilierii să găsească lucru comună și să administreze așa cum eu puternicii cetățenii. Nu tot timpul să începem a ne adresa oameni buni, veniți în fața casei de cultură, oameni buni, adresa acolo. La unele momente, dacă îți faci un plan și ei chiar îți coordonezi și doresc, este un moment foarte bun de cetățenii să trebuie de trajinare care e realitatea. Totuși, fără o colucrare în Consiliul Local, nu facem nimic. Chiar cât nu mă influența, noi nu mai dispersăm statul, Consiliul să dispersatele, ar dispersăm statul, să-i împărțim așa mai... Da, noi venim ca să vedem pe cine am ales și ce am ales. Corect, dar nu trebuie din prima ședință, dacă dumneavoastră nu s-a prezentat, deodată să începem Dar vreau să spun ce se face nică, așa ce îți spune asta? Orice forță creează contraforță. Asta este o lege a naturii. Înțelegi? Și asta nu e bine. Mai ales într-o sat. Și dacă cetățenii satului se unesc într-o forță, cam care ar fi contraforță? Contraforță este natural să creează, e deodată. Legea nu e tot. Orice forță asupra ei acționează. Cine ați fi împotriva cetățenilor localității? Tot cetățenii. Tot în societate. Formează în sport. Ce facem? Poate fi pe când e vorba să iasă, la congres stai de vorba, ei vorbesc la pindosuri, prin vieșuri, prin ieși la fața lumii și vorbește. Eu propun să trecem la temă, că așa putem vorbi. Dacă îmi permiți, vreau să fac o informație de acolo la subiectul de astăzi. La ședința anterioară a fost pus la discuție
alocarea unui teren pentru... construcția unui sel de sport. Informația a făcut-o eu. Am fost în România cu domnul Tonu Grigori, vreo 2-3 săptămâni în urmă. Acolo am fost cu o comună, Grajduș, se numește comună din județul Iași. Unde cu primarul și de acolo ea, mai fost la o firmă de consultanță, scopul înfrățirii, atragerea fondurilor europene. Poate știți, anul ăsta din noiembrie se începe etapa nouă de finanțare a fondurilor europene prin proiectul ISTAIA, programul transfrontalier Moldova, Ucraina, România. Obiectivele principale au fost canalizarea drumului sal de sport. Primăria de acolo, adică și înseamnă asta, că și dorește primăria din România și e respectiv face și noi. La dânsul subiect principal astăzi, asta e sala de sport și respectiv, știind că la noi trebuie să așa ceva, și nu de oameni, dar de mulți ani, de doreanță vechi, am ieșit o propunere pentru a loca, pentru a începe procedura de pregătire a documentului. El se începe de obicei de la selectarea terenului. Și asta întrebare s-a pus ordinea de zi la către Consiliul Local. Rezultatul 8 la 6. Adică să, da, acușe. Sau am propus eu, două terenuri. Terenul de din parc și cel din vale, din lângă spital. Opțiunea mea, nu știu, nu a fost centrul de sănătate să fie construit acolo în vale, lângă centrul de sănătate. Aici ea, în urmă, eu am a treilea mandat, doream să cetățenii cunosc, nu mamă, nu părinte, nu copil mi-a spus că în centru trebuie să fie un parc. Amenajat o zonă de odihnă așa. El s-a discutat lucrurile așa în cadrul Consiliului anterior și în șala, aici să fie și o sală de o scenă acolo mare, că atâtea măsuri este din ce și făcute acolo, cu o suprafață pavată, nu știu, niște bănci acolo, o butică, un chiosc pentru niște înghețată, apă, e într-un cuvânt ceva așa, în modul ăsta. Sala de sport orientativ costă 200.000 de euro. E din sandwich, 24-36, 10 metri înălțimea, e frumoasă. Atunci noi trebuie să ne ducem în comună și eu s-au construit până ne ducem noi cu două săptămâni înainte să terminat recepția la terminarea lucrărilor, nu la finală. Dar nu era primar de acolo, dar s-a fost într-o vineri și nu ne-am mai pus. Dar poză s-a transmis. La Consiliu a fost, a pus pozele, s-a dat o rătă și așa mai departe. Litigiu, neînțelegerea în Consiliu. Fiindcă decizia aparține Consiliul Local. Eu nu pot merge mai departe pe documente pentru că nu decizie privind alocarea terenului. Astăzi a venit o cerere suplucat 124 de cetățeni care au fost colectate în localitate. În momentul este bucur, că lumea nu e indiferentă, deci aici trece în sat. Prevedul la și e ca sala de sport să nu fie amplasată în livada asta, cum se numim. Poate și la altă parte. Eu, alaltă ieri, a fost făcut o convocată așa, o ședință consultativă, să o numim așa ea, la Consiliul Local, unde s-au prezentat părinți 13, acum așa, da, domnul Cedera? Și acolo a fost dezbatere. Scopul ăsta a fost așa 14. Cu... 14. A fost și apelul meu că toți să ajungem toți stragem hamul și ala toți pentru sală, împreună, nu numai primărie, dar tot Consiliul. Și tot neînțelegerea este ia grupări și mai sunt acolo, iar eu nu-mi zic interesul de grupări. N-a dus și la bună, la mersul lucrurilor mai departe în sat. S-a văzut că este iar, fiecare rămâne la poziția lui și chiar și la ședința de azi, intuiem, nu știem, dar intuiem, cred că n-ați fi formă. Vă spun așa cum este, că asta s-a văzut, că se vede cu ochiul liber, fără să spui familie sau nume și așa mai departe. Cât serie despre sală de sport, cred că e clar. Deși anume acolo, propunerea mea. Eu, mă rog, o corespuns cu consilierul cu parte sau nu corespuns alte întrebări. Inițial, încă vreo 4 ani urmă, mai fost așa o șansă să construim, să lărgim sala de sport la liceu teoretică. Asta în 2011 a fost. Mi s-a promis nou de undeva acolo, ia tot pe linie politică, de vreo 2 milioane jumătate de lei. Am chemat noi proiectanți atunci, dar s-a terminat finanțarea, n-am mai văzut loc și respectiv și ideea.
Trei opțiuni au fost când noi venim din România cu domnul Tornu. La școală, în livadă și la centrul sănătate acolo. Eu, din punctul ăla, de acolo, de acolo, centrul sănătate, practic, aproape finalizat construcția lui. Toate rețelele inginerești acolo sunt construite deja. Apă, gaz, canalizare, energie electrică. Clădirea și ea vechi, care a fost un spital sau a fost în cărnuri, e practic, e socoate ca clădire, dar trebuie să o socotim mult și bine, trebuie demolat, că de întrânsa din câte 20 de ani, ori nu poți să faci nimic, fiindcă socotem că clădirea spitalului vechi tot era bună, dar când s-o demolat, în momentul și fundația este acolo, că pe de afară îți vede una. Dar când fărâche acolo, fundația era făcută din piatră, bud, hulut și paie. Nu, ani și așa s-o construit. Nu poți să mai cauți niște bani, să te ocupi de renovare ei, când ai așa fundament. Și dăm asta. Cât ține de firmă? Facebook mă uit și eu, câteodată. Nu sunt mare partaj, dar mă rog, mă interesează. Și mai gândesc lumea și mai spune lumea. Eu leacă nu sunt chiar de acord cu caracteristici la firma și ei. Eu am să vă spun de și. Eu astăzi am contactat domnul director de acolo, pot să vă spun numai două, trei date, internet arată unele, dar eu în realitate cred, dar până nu văd, până nu pipăi, până nu controlez personal, eu nu cred pe nimeni și nimeni. Și vreau să spun, firma activează în 2004, are implementat în România, în județele Iași, Constanța și Galați, 146 de proiecte, în diferite domenii, atât în agricultură, domeniul social și așa mai departe. Intuind că azi n-ați fi ședința Consiliului, eu i-am programat că săptămâna viitoare, fiindcă 8 la 6, eu m-am expus cât consilier. 8 la 6, asta e prea mică diferență. Dacă era 13 la 2, 12 la 3 și locuința din centrul satului Milivada asta de miel, el tot timpul a prezentat un interes de mare importanță la nivel local, tot timpul asta a fost. Toate că anii 90 când erau și un consilier, strategic atunci s-a pus că așa se vorbea. De opțiuni ca așa să fie o sală de sport. La timp și ala, asta era doi ani. Dar timpul îi schimbă. Anii au trecut. Au apărut alte opțiuni, alte cerințe a populației. Sunt doar cred că să convocăm altă ședință în extraordinarea Consiliului, tot cu ordinea de zi de astăzi. Cu privire la alocarea terenului, cu toate că este decizia Consiliului, cu privire la alocarea terenului, privire cu... Reexaminare. Reexaminare. Și am să invit, eu le-am spus că am să invit firma de acolo cu dovezi concrete, cu denumiri concrete a proiectelor, denumiri concrete în localitățile de România unde au fost implementate proiectele și ele, cu informații mai ample ca să... Nu apară întrebarea că eu sunt părtaș la rușii sau cu domnul Tornu, eu nu cât țin apărare. Eu, mi-a zis tot timpul lucru principal să fie adus în sală, să fie făcut, să fie construit, să fie realizat. Ceva nou, din bugetul local nu ajunge bani pentru a construi ceva. Pentru că asta, bugetul local se formează din taxe și impozit local. Avem atâta cât avem, ca acasă. Avem atâta, noi putem să vrem mult, dar de atâta facem. Și când asta trebuie să facem alte fonduri, alte surse, de alte... Eu știu, și extrabugetare, și la raion, și la Republică, și diferite fonduri finanțare. Domn primar, ce să vă spun eu... problema, ați înțeles care? Dumneavoastră așa discutați de parcă lumea de aici nu vrea sală. Nu, eu nu e în sală. Mai e în lot. Dumneavoastră spuneți că venind din România, ați discutat despre trei loturi. Da. Da? Și toate trei le-am pus la Consiliu. Corect, dar ce se axează pe un singur lot? Și noi pe existent pilotul pe care cetățenii vor să fie verde. Și nu se apasă că dacă s-au pus trei loturi. Deci eu am spus. Oricum nu, săptămâna viitoare convocăm alt ședință. Eu tot nu sunt... Acum spune, decizia deja e luată. Noi aș face o ședință, dar decizia deja e luată. Deci sunt niște lucruri care primarul poate să nu le execute. Vă spun așa care este. Pentru că oricare lucru se începe în sat, nu Consiliul. Consiliul decide, are partea lui de responsabilitate, de obligațiuni. Primarul, eu certificat de urbanism n-avea să semnez la proiectare la locuința. Pentru lotul am plasat în livadă. Adică acum m-am expus mai deschis și mai clar.
Mai deschis, dar dacă nu sunt ceilalți 8, fiindcă din filmarea de 22, am înțeles că propuneți lotușeala, dar totodată propuneți că e mai combinabil din coași, nu știu, din și mai. Nu, eu știu multe cazuri când lumea parafrazează vorbele mele și tâlcuiește. Eu nu cred că acolo e parafrazat. Nu, stai. Și întâlcuiește vorbele mele așa cum îi vine lui. Dar eu spun așa și spun. Și am spus și atunci așa și am spus. Păi spremești că n-am tâlcuit noi corect, dar... Eu nu știu ce ați tâlcuit dumneavoastră și ați înțeles. Păi, dar eu spun ce ați spus. Nu? Da. Dar înseamnă că promiteți că nu semnați... Nu promit eu nimic. Eu am spus așa și am tâlcuit. Nu, nu promit acum. Domnul consilier, eu am spus, dar eu certificat de urbanism, nu semnit. Am spus? Da. Și trebuie să zic că întotdeauna gata, că eu promit în fața partidului, în fața... Vă mă rog și în fața oamenilor așa. Mă gătate oamenii ca țapă, ieșiți pentru sala de sport, noi ducem în poliviață, dar tot cum văd nătate. Toți sunt bine pentru sala de sport. Plus la asta, eu ieri am invitat arhitectul șef al raionului, am primit cu domnul Vici. Întrebarea i-am pus-o așa, vă arătăm prin locuri. El se va auzi, dar nu știe. Iată, 1, 2 și 3, la urmă așa. În viziunea mea tare, el că o propune, el nu poate, eu putem să faci sala de sport, faci și construită și scrie și acolo. Și în pădure poți să o construi. S-o uitați, s-o jos, eu aș alege locul de acolo, adică lângă spital. Deși nu aici, el s-a mai spus, chiar că nu a fost așa de zăcie filmată, aici e o zonă verde trebuie de făcut, de organizat, de amenajat. La noi aglomerat are mult transport în centrul satului. Și ca să, la o competiție oarecare, eventual, care poate fi, așa, vin mașini multe, cel puțin 60 de mașini vin. Plus a noastre care mai sunt, nu ești într-o sâmbătă când este nuntă și avem. Am putea ia și nu se uște. Avem și acum așa, nu avem. Facem parcare acolo. Poftim? Facem parcare acolo. Păi când ți-am să-și să vă fac ceva parcare. Domnul primar, există un proiect... N-am măsurat exact. N-am măsurat exact. Nu văzut că e domnul Cașinac. Ești ascult, domnul. Serță. Dar nu poți să faci nimic. Dacă se formează pe râpa aceea, dacă se pune niște blocuri pe trase, și se lungește râpa până se poartă și el la bani la domnul Ion, da? Stăm la capul domnului Ion. Nu betonează toată chestia asta. Acolo ajunge o parcare în practic 50-60 de mașini. Simplu. O să vă remarc. Râpa e privată. Și? De mult. Iată să-i scurt, domnul nostru. Dacă mai sunt la tema dată întrebări, cu plăcere vă răspund. Da, o întrebare, domnul primar. Da, este... Abia acum s-a aflat așa lumea. Râpa e privată, dar cum va fi? Da. Râpa de lângă domnul Hărbun și între, între service. Da, e aparținut de lugarul. Mai ales dacă nu mă știu la 99 sau 2000. Râpă de teren public se termină la podul Lețului ăsta de beton, care e la Iovu Petru. De acolo deja gata, nu-i râpă, e drumul și după aceea e spațiu privat. Râpă ar trebui să se evapore undeva, că apa care vine acolo... Păi înseamnă că degeaba primăria cineva o spună tax primăriei că apa trece prin proprietatea privată. Oricum, nu-i așa? Păi de unde v-ați ajuns? Cum nu încerc? Sala de sport în sat trebuie de avut. Și suma asta nu trebuie să o pierde. Absolut deloc. Pentru că... Eu nu știu. A să vedem. Timpul a să arătă. Dar noi suntem la primul pas, care încă nu ne obligă absolut la nimic. Fiindcă nu avem nici obligații în afară de pildă o decizie a Consiliului și o schemă de amplasare a obiectului dat acordat toate serviciile disconcentrate de raion, până nu vin banii pe cont la primărie, sau măcar altceva nu plătim nimic, nici o plată. Domnul primar, eu cer scuze pentru intervenție, dar noi abordăm un pic greșit lucrurile pe noi. Nimeni de aici nu-i contra la sala de sport. Haideți să fugim de momentul ăsta. Am fugit! Haideți să facem sala de sport. S-a discutat numai de teren. Eu sunt tare satisfăcut, dumneavoastră a dat un răspuns referitor la teren. Eu l-am dat domnul consilier și atunci. Dar ați văzut că n-am obținut ceea ce... De la șini. Păi nu votez eu. Nu, sigur că da. Dar dumneavoastră ați fost acum foarte ferm că nu semnați o autorizație de construcție pentru... Eu n-am spus de autorizație de construcție. Certificat de urbanism. Da. Și într-un chiar mă bucur pentru... Certificatul ăsta de urbanism, nu? Poate să ajungă de urbanism. Poate să ajungă de urbanism. Poate să vă spun și altceva.
Asta e o fază inițială, primul pas, cum am spus. La momentul când oricare construcții se faci și vin să iau... Geodezia. Primat că asta e și apa e tare în față. Eu știu cum Centrul Sănătății s-a jucat. De 3 ore a luat analiză geologică, la 8 metri. Și când cu un metru încolo, cu un metru așa, jumătate de metru așa, așa nu e așa cum vrem noi. Ați venit specialistul și spune, el poate ști și acolo n-a și posibil. Și poate ști și în zona asta nu-i posibil. Mai este zona la încerc. Foarte frumos, da, foarte bun. E posibil să faci piloni sau să faci drenaj, asta nu-i ce mi-e mai... Asta nu-i construcție de sandwich. Mă interesează o chestie, adică, este stabilit... Stai să-ți răspund, la un pic care rep și eu vreau să răspund. Spuneți. Deci, tot coșea de o singură întrebare, cât costă? Asta. Încă noi putem să faci piloni, oamenii fac, și la fundul mării pun piloni și ea. Dar cât costă plăcerea dată? Dar inițiatorul spune că el poate să aduc și la jumătate de milioane. 200 de mii de grant, restul oricare plăcere din contul nostru. Va și 2 milioane de euro, dacă avem nu, și plătit. Trebuie vă stăiar înregistrare. Da, vintele lor vă să completeam. Eu pentru sală de sport sunt cu două mâini, dar recrutorul de primar de la Comuna Dragă, îl cunosc fără din domnul Stantin. Da, vă cunosc, el știe. Îl cunosc foarte bine și acolo sunt de țigani. Da, drept. Deci eu comun 3400 de oameni, 7 sătuși, câte 100 este un sat țigani, într-adevăr. Restul români. Rog, e bine mult. Nici nu vorbi. Și el de oameni și acolo, câți bulgari, câți români. Nu, eu asta vă spun. Nu chiar. Câți acolo de mă au canalizații și nu... Deci eu pot să vă spun că la momentul când am fost la Moia, acolo să construie pe un grant european, fi început în 2015 cu 5 milioane de euro, 14 km. De drum. Ia că în tot satele și elea, că vreau să vă spun că au sate sărașii de Doamne Ferește. Dar îți dau bani, îți dau acolo unde nu-i, unde este. Eu sunt primar și mai mare din cea mai mult. Din 89. Bine, domn primar, de fel de consilierii e o decizie, da? Votează unde și cum. Și facem cu părerea la ești 400 ceva de oameni. Care eu ales pe consilierii. Ba, dar la ce te referi? La teren sau la... La teren. E cum ori pe mai expus. Păi nu. Săptămâna viitoare cum lucrăm la altul da, știință. Consiliul poate să hotărască. Îi poate să voteze. O, oamenii poate să voteze. Nu poate, îi sper eu de-a mă, săptămâna viitoare, sunt și eu, că nu. Ia că noi putem comisi și noi putem cumva să facem într-așa fel că și părerea oamenilor din sat o punem în considerență. Grigori, asta e părere. Păi nu-i puțin, cred. Nu, asta e părere bună. Un argument destul de mult. Asta e părere bună, eu spun. Dacă aș continue o linie de discuții, în procesul decizional și în general legislația privire la administrația publică locală este așa o noțiune clară și tare. Orice proiect mai important pentru localitate trebuie să fie consultat cu cetățenii. Procedurile de consultare public, cum au fost? De unde s-au început? Asta e o formă de consultare, dar au existat câțiva consilieri cu inițiativa de a elabora o petiție care 424 cetățeni și-au exprimat o opinie. Dar până la prima decizie de alocare, terenul din MER pentru livadă. A fost un proces de consultare? Nu a fost proces de consultație, dar pentru consultație, eu m-am gândit așa cum se zice. Eu m-am gândit ca să fie deodată votat acolo. Nu m-am gândit ca să apară așa... Dilemă. Așa divizare. Vă spun așa cum este, pentru că la obiectivul dat sală de sport, practic îi zâmbesc când aud, eu știu, le-am și eu, le-am cunosc lumea, îi zâmbesc fața la fiecare să se înviorează când auzi de sală de sport. Iată cu amplasarea de mai jocură probleme. Dar proiectul ăsta cine a aduce? Poftim? Proiectul cine a aduce? Deci pot să vă spun acolo că în firma și ea lucrează fiica domnului Toni. Ca și mulți bărdărieni de noștri care locuiesc în România. Asta e firma care se ocupe de proiectul pentru a câștiga gradul ăsta. Da. Deci, lasă să vorbesc. Deci, noi putem scrie cererea de finanțare pentru atragerea unui fond european? Singur. Dar trebuie să avem acolo, sunt criterii buni. Trebuie un specialist bun. Și nu numai bun, dar trebuie să mai avem ieșiri și acolo. Și acolo sunt ieșiri. Și de obicei toți practică firme de consultanță.
Mi s-a făcut ofertă, am acceptat, am fost, am discutat. Am fost în trei sati, primarul Ceaș cu administrația firmei date, trei persoane au fost din firma dată. Inclusiv și fiica domnului Tot. Care nu asta dacă ei scriu proiectul. Da. Probabil trebuie achitat o taxă. Eu am spus așa, orice, noi achităm după și vedem. Și mâna, când levă mâna atunci, achităm cu bănuți. Ei trebuie să câștige proiectul, este acasă. Faci cu nu câștigă, nu primesc. Dacă au câștigă, cine achită? Vă spun eu, de obicei așa se face. Când se face contractul de grant, acolo se face, nu trebuie să scrie 200 de mii, stic, merg la construcția acolo. Mă răsând consultanți de măsură de promovare. Da, diferite chestii, promovare. Eu altă întrebare am avut. Cine achită taxa asta? Din suma. Din suma și ești suma. Grantului iau dreptul așa prin dispozitiv. Au dreptul la o sumă. Din suma și ești. Da. Dar e nu ia bani, e spii de acolo. Eu dau cu bani doar că la firma asta de consultanți care spuneți dumneavoastră, eu nu bag mâna în foc pentru nimic. Păi am avut bag, eu da, spun și știu. Da, da, da. Eu am încercat să mă expun și aici am văzut pe niște site-uri publice de România, inclusiv pe site-ul Ministerului Finanțelor. Și eu poate chiar mergem după asta și ne uităm împreună. Dar nu e problemă, eu am acasă. Și încercăm să vedem. Și mine chiar m-a mirat faptul că Ministerul Finanțelor acolo figurează că el nu a contribuit nici la bugetul asigurării sociale, nici la nimic, nici într-o an. Și asta mă pune în gard. Dă, Doamne, să fie așa, cum spuneți dumneavoastră, și atunci eu încerc scuză deodată față de... Dacă o să fie adevărat, ce ai spus? De ce? N-am o zi și nu pășesc nici eu, pentru că nu știu. Dar pași dintre prins în întâmpinare trebuie făcut. Sigur că da. Și-i fac. Sigur. Concret. Și fiecare își păzește și pe dânsul, fiind oameni. Eu trebuie să mă păzesc, că dacă dau calc într-o groapă, răspund eu, eu calc. Sigur că da. Ei? Domn primar, așa o întrebare. Ce area ocupă complex sportiv? 24-36. Numai sala. Păi da, mă interesează tot, adică ce să mai fie, adică... Păi nu știu, Ilic, e proces proiectării. Adică nu-i niciun proiect nici, dar... Proiectării să faci proiectarea, nu vrem numai de sala. Păi dar cum dar se poate aloca teren, dacă nu știți încă cât areal trebuiește? Cum? Cât se dă? Sectorul se selectează dinainte, se spune chiar ca sectorul ăsta. Vin proiectanții și de acum fac planul general al amplasării, dar să facem de schiță. Atunci, noi atunci, la concreta, să trecem sub construcția asta, de pildă 20 de ani, 15 ani și așa mai departe, în conformitate cu planul general al construcției. Corect. Domnul primar, dar puteți să ne spuneți cine și motivul condiționării terenului? Nu știu, eu am propus la vot, acolo am văzut de-am că... Eu am întrebat cine condiționează și motivul condiționează. Nu cred că domnii consilieri de aici sau 3 sau 4 sau 7. Este probabil o persoană care condiționează și probabil că v-a spus motivul condiționării. Nu mi-a spus nici condiționare. Atunci de ce m-a apărut întrebarea la dumneavoastră? Eu am văzut după rezultatul votării. Când s-au votat, atunci am văzut și care și condiționare nu. Eu pot să spun atât următor. Domnul Grigore Tonă, la o pauză neformală, a spus că dacă, piațional a spus, dacă nu se votează sectorul dat, anume sectorul dat, el se stăbe ca proiectul dat să nu ajungă la badă. Cuvintele de lumea, mai scapte da, vor. Eu bine, spus, da, spus, spus, din s-o spus așa cuvinte, dacă nu se face aici, eu eram, da, dacă nu se face aici, băieți, voi nu facem nicio. Și atunci se creează părerea, dacă nu facem aici, nici așa dar problema nu este sala. Teren. Nu terenul. Nici terenul. Nu este construcția sălii, nu problemă. Principalul scop. Nu este construcția sălii, dar probabil este altceva. Dacă nu pot să condiționez, dacă eu am... Dacă eu aș vrea așa tare să construiesc sală în sat, să aduc fonduri, atunci eu n-aș condiționa. Când ia dați-ne anume aici, doar scopul meu este să fac sală. Și atunci eu din trei locuri aș alege unul, dacă scopul meu este de a construi sală. Nu o să vorbești așa, dar locul ăla știe nici unde a spus. Eu ar vă spun. Fiind specialiști la scură, avem restricții aici, avem din coașe. Și până la urmă, iar vă spun, nu știe dacă ați marcat. Domnul primar, vă minte în detalii, în discurs public, cineva intenționat, asta nu înseamnă că nu știe. Faptul că o încercați să ne aburească pe noi cu niște chestii. Nu, mă rog, fiecare răspundeți. Și dacă așa de tare doresc domnii care nu-s prezenți azi să fac sală sportivă, de ce nu-s prezenți?
Dacă așa de tare, așa de tare patrimoniul ăsta satului Barna. Eu răspund de faptele mele. Eu nu pot impune la un consilier părerile mele. Eu asta mă trebuie, eu asta și pe mine mă trebuie. Da, influență, sunteți primar, dar s-a bun. Noi, cum ai fost vorba, să facem odată un stadion cu era Căpățene primar, da? Am participat, am fost chemat eu, vădere să mergi ca stroitel, eu ca, mă rog, ca un fel de stroitel, da? La China trebuie să facem un stadion, nu unul, dar două stadioane, unul republican, dar unul pentru Bardă. Și atunci primarie a vrut să particip și ei, noi punem lotul, dar tu pui restul cheltuielor. Băi băieți, eu o să aduc bani, spun aici și mâine să iei pământ, tot noi vom. Și am ajuns până, a stat pentru duminică acolo la fața locului, acolo am discutat cu 4-6 primi, și când la urmă, primăria nu a dat și așa cu banii s-au dus și s-au făcut stadionul. Domnul Ion, spate o întrebare, de, se vinde terenuri pe la marginea satului o grămadă prin patatele, chiar la margine, să vând. De ce? Dacă eu fost așa mare problemă scumpă, dacă au vrut să facă? Păi nu vreau să-l vândă, băie. Nimeni nu vreau să vândă, nici primăria, nici oamenii. Nu, dar oamenii. Sunt și oameni care au vândut. Cazul acela nu ne ajută să rezolvăm întrebarea care ne mă domnul primar, dar dacă cum e condiționarea asta, dacă e o fi adevărată, cum spune, și dacă e serioasă, adică condiționarea... Eu nu prieten să așa serios, eu mai cunosc oamenii, mă scuz ca antrenor, azi ziceam, mai discut și mâine azi zic așa cum trebuie. Atunci, în așa caz, și facem mai departe, trebuie să discutăm. Am spus, săptămâna viitoare. Nu, nu, nu. Dacă condiționarea e adevărat, atunci noi n-a să ajungem la... Eu de înțeleg că n-a să ajungem la... Dar eu cred că o să schimbi părerea unii. Da? Da. Nu și în suflet. Dar noi nu știu, nu credem deloc ca să schimbi. Da, dar noi nu credem. Parcă sunt clasă. Nici sau... Nu răspunde discuție. Nu știu ce nouă nici din suflet nu ați fi. Vezi că domnul primar a spus, dacă erau 32, așa că se metea că vedea că de aici am parție. Ei, sunt și nou la șef. Dar nici cu întrebare. Tot bine observăm ceea ce se întâmplă și ce poate să întâmple. Și nici urmărește careva interesuri. Dar noi aici, nu știu cum, învârtim apa în chiuă. Vorbești de mine? Nu, de pățirile ăștia care... De cei care urmăresc interese. Și dumneavoastră, nu știu cum spuneți așa că... Tot mă bate de noi. Nu, Grigori, toți consilierii trebuie să grămădească și să facem, înțelegi? Nu, ei îți de-o parte și așa după, îi trece toți grămadă. Bun, hai să facem. Da, de acord. Și eu aici vreau să spun părerea lui domnul Andrei Tonu, care toți știm că e cel care promovează sportul în Bardă, adică ca dumnealui, și mi-e pare rău că în ședința aceea e informală, pe dumnealui nu știu cum l-o așa l-o... marginalizat e dacă să fiu și dumnealui după aceea le-a spus niște cuvinte nu chiar plăcute. Dar părerea dumnealui că noi dacă vrem să facem această sală, trebuie să o facem la școală unde avem cu toții copii și să beneficieze copiii noștri de la școală, dacă e posibil, tehnic, să beneficieze copiii noștri o bucată de zi, de dimineață până la amiază, să facă educația fizică, altfel o să rămână pe toată viața în continuare, o să rămână tot în sala aceea. Și dumnealui a venit cu niște argumente foarte clare, și urmează să se întâmple. Și îmi pare rău că noi opțiunea asta nu o luăm în calcul și... Mi-i pare că și mai ideală soluția e acolo, dacă e posibil, tehnic. Cam mai în detaliu, o clip, dacă se poate, domnule. Iară din spus la arhitect, am spus. 10 metri, 24-26. Nu, eu nu sunt mare special. Eu am spus, spuați și aici de pus, la școală. Dar închipuiți-vă el cât e de arătoasă, cât e de mare. Da, copiii o să facă lecții, dar ești mare, cum o să aibă acces aici la o competiție, până la urmă, scopii să ce de folosit să și de a recupera care va cheltuieli. Trebuie de întreținut. Și acolo. Și acolo unde accept? Acces pe unde? Un număr mare de mașini, la o competiție, că în raion, dacă fie așa ceva, așa sală noi. Respectiv și drumul, accesul la bagă de vol. E scurt de aproape de Chișinău. Poți să fie organizat diferite competiții la diferite nivel, și raional, și republican. De ce ne-ați spuneți că acces în coloană? E încolo drumul foarte bun. Și alături de sala, de casă, cei care, mă rog, acolo poate fi, poate de făcut, dar ce nu-i bun? Unde și de muia... Dar în prezent, dar cum se strică? Dar cum se duc copiii la școală? Înseamnă că asta e un neajuns a satului, că acolo nu este acces. Acolo este școala, este liceul. Acces eu m-am referit nu de șeala, că nu are cum ajunge teritoriul școlii.
Păi dar cum? Dar așa mult în lume și cu atâtea mașini și care să ai cum se întreabă acolo. Dacă se face așa complex mare, eu cred că lecțiile care se fac pe stadionul cel de la deal, se poate nu dat în partea asta și poate folosi stadionul altfel. Stadionul ăla nu-i stadion, e un club în pas cu caprile. Și aici apare altă întrebare. Da, stadionul și-a face. Îl dăm la parcare sau îl dăm la copii să fac sport? Dar unde faci aia? Aici este sport. 90% din terenul sportiv al liceilor din Chișinău s-a asfaltat. Păi ce facem? Punem asfalt? Iar, de unde barca are în același timp? Cine vine cu investiții? Dar acum nu căutăm unde spune. Noi n-avem atâta loc. Timp cât e condiționat treaba asta, de ce noi să căutăm alt loc? Deci, bani buni. De ce? Dați voi să nu ne ținem de vorba asta cât condiționat. Nu ca apă, dar eu vă zic să spun. Asta e problema, e asta. Lăsați să vă spun. Iese când cu selectarea lotului timpul 5 s-a dat tot așa situația. Au fost. Numai că atunci am trecut, eu și-am făcut consultarea cu populația. La etajul 2, la cer sănătate, oprim lumea pe drum. Și vă gândesc, care trăie în partea cer, la cer sănătate, acolo? Nu-i pune acolo, că-i mai departe. Care trăie în partea asta, altă? Aici îi pun. Adică, părerile oamenii erau diferite. Așa și aici. Noi trebuie să ne uităm, trebuie să facem drept. Trebuie să găsim cum să facem. Da, așa am spus. Vă remarcă... Domnul Oleg ne-a spus până la capăt, tot ce a lămurit domnul Andrei Tonu. El știe pe situația pe sport, pe țară, știe mai bine. În localități rurale, prin sat, s-au construit aproximativ de 10 săli de acest tip. Așa de mare. Mare de acest tip și bastu. De acest tip, mărimea dată. Ascult până la mare. De așa tip nici nu este. Și Căușeni este. Din acestea vreo 10 săli, începând din anii 70, ca să vă văd, vreo 5 au spus că se dedăpânate, vreo câteva au fost vândute și se folosesc ca angare, și doar două sări se folosesc. Una într-un sat, mulțumite, dar și acela este gestionat de o federație națională, și practic nu de primărie, și primăria nu are acces acolo, și în Căușeni. Și când au văzut că autoritatea publică locală nu poate gestiona, a dat în gestiune la școala sportivă. Nu gestiona, întreține. Asta sunt lucruri diferite. Nu, nu are posibilitate. Asta e pe. Pe linia asta o lecție să discutăm. Dumneavoastră ați propus, ați ieșit la inițiativa privată, ieșit în fața consilierilor, avem o oportunitate ideală de a valorifica niște fonduri europene și să îndeplinim un vis la toți cetățenii noștri, să facem sală. Lăsăm partea cu terenul deoparte. Până când? Cetățenii. Eu reprezint, de exemplu, o sumă de cetățeni care m-au sprijinit. Eu cum să le explic lor care teren sala aleagă din moment ce idei n-am cât de mare o să fie sala, cum, care o să fie cheltuieli suplimentare și cum o să fie întreținut. Majoritatea au lăudat, au văzut la televizor sala de la Căușeni. Eu am fost ieri acolo, pe servicii am fost la Căușeni și Ștefan Vodă, deci după aceea am trecut pe la președintele Raionul. Vreau să întreb, dacă noi discutăm acum despre o sală care aproximativ după dimensiuni probabil o să fie asemănătoare ca aceea, însă reducem anumiți termeni acolo, anumiți parametri. Vreau să întreb dacă vă dați seama cât costă întreținerea sălii respective transmisă la balanța Consiliului Raional. Nu știu, anual. Nu costă acolo. Nu cunosc acolo. Cu toate cheltuielile, întreținerea sălii de sport de la Căușeni variază de la un an la altul, de 3.500.000 până la 4 milioane pe an. Cât e bugetul primăria? La Consiliul Raional, sursele respective se încearcă să identifice anual, fiindcă este un prestigiu și este parte din proiect și tot așa trebuie să fie întreținută. Ea este transmisă la balanța școlii sportive și se încearcă de acolo și să mai găsească niște surți ca să acoperi cheltuielile date. Și din închirieri, sălile de fitness, sălile de forță, așa sălii de șah și a sălii mari pentru baschet se adună până la 200-300.000 de lei. Mai mult cum se adună, așa. De unde noi, ca satul Bardar, ne gândim să acoperim? În caz că iese, cum să o treținem? Asta e întrebarea. De asta spun. Și independent de asta eu pot explic cetățenilor. Oameni buni, da, cedăm o bucățică dintr-un parc, de la școală, de la spital,
Dar ținând cont de faptul că noi sunt între țâne și ați ne duc și veniți la respectivă, eu vă rog frumos, mă țineți și mai departe. Dar mai mergem iar cu capul gol înainte și nu... Deci dacă vă aduceți aminte la ședința și când am propus eu lucrul ăsta, am spus așa, încă nu cunosc cât ați și puterea și la energie electrică. Încă nu cunosc cât căldura și necesar pentru lucrul ăsta. Încă nu cunosc cât apa să fie nevoie pentru lucrul ăsta. Și altfel cât mai este acolo. Am spus doar. Selectează terenul și vin cu parametrii tehnici cu schiță la Consiliu și o arăt ca oameni buni și puterii de consum zilnic la energie electrică, cât căldură trebuie să o încălzești pe zi, cât gaz, apă să duci și cât și el cu. Și atunci facem și hotărât, mergem sau nu mergem. Abun nu ne obligă la nimic, parcă am spus. Asta e primul pas pentru. Următoarea etapă o aducem iară pe Consiliu. Cu desene tehnici, cu parametri tehnici. Acum, numai așa am văzut și eu pe asta, pentru că v-am spus. N-am putut ajunge atunci când era primară din localitatea aceea. Ca să o văd, să întreb și o întrebări. Iau care o gestionă. Care acum, odată o exploatare, vă spun, v-am spus. La termare lucrări, dar trebuie să o iei recepția finală. Dobre, mă. Dar nu-mi e corect nu să facem noi invers, să venim întâi tot de dată tehnici, să vedem care cheltuieli, ce stăți avem noi nevoie pentru a-ți întreține sala, după aia să alocăm terenul, să vedem la cum să vă spun dumneavoastră? Pentru că știți cu toții, că din noiembrie anul ăsta se începe o etapă de finanțare. Așa e tot. Păi, ce o zis de bani noștri? Dar nu se începe. Dacă lăsăm următoarea etapă și nu știu cât. Rămâne, a spus să-și fac lucruri fără noi. Trebuie să alegi ce faci. Dar noi greu, noi în 5 zile găsăm o sală două în Republică și avem relativ sau nu știu... Te-au spus, 4 milioane jumătate. Parametri. Nu, parametri au spus acum. Parametri cu toate diferiții, vorba de rezistență la căldură, lumânare, încălzări. Și apropo, sala de acolo e cu două cazane. Asta înseamnă că ei încă mai economisesc și la biomasă. Două cazane și iar la gaz și puterea asta, tot mult înseamnă. Ca să toți cunoaște lucrurile astea, trebuie să-ți spui de parametri tehnici, ca să vorbim amor. Deci sistem de încălzări sunt diferite. Pune și sierții de astea, ciugun, 2,8 litri în volumul de apă și mergem și cheltuim 10 milioane. Cât e bugetul primăriei anual? 6 milioane. Care 30 agrădinițe. 32 agrădinițe. La primărie rând 2,8 milioane. Și primă de aici 2 milioane, cam și la ce de cheltuiem noi? Salariul ăsta. Toți că vreau să la buget, dar comparte media, eu nu s-au mai făcut modificări, dar nu e general asta. Nu, dar spate așa. Dacă noi vedem tot și plământ, dacă să facem trei întâlnire, văd trebuie să fac o analiză, poate, în ce spate. Și noi, în primul rând, avem necesitate nu să facem o sală și mâine de-a doua zi să ne trezim că hai să o căutăm să o dăm în chirie, că noi n-ați obiectăm trețe. Dar noi, într-adevăr, avem nevoie de o sală foarte bună pentru copiii noștri. Primul rând, pentru noi și pentru copiii noștri. Pentru noi avem nevoie. Nu pentru știi că e competiție. La concret, și propun. Poate să fie de o mărime mai mică, mai mică și o aplasăm, într-adevăr, la școală, unde se poate folosi și copiii și maturii. Noi mai mic avem, măi, domnul Pietru. Noi mic avem. Trebuie dimensiuni reale. Nu, 24-36 sale să trebuie. În cazul ăsta, nu mai facem, noi nu avem bani. Și am avut și asta e cei mai, ca să înțeleg eu corect, cei mai mici dimensiuni ca o să fie sala normală? Adică cu... Nu, hai să spunem așa, nu înseamnă și cu tine, avem la școală și cât general. Tribuna mai mare, asta e numai știință. Asta la școală e nouă pe... Nu, pe 8, asta de la școală. Respectiv, spuneți de 3 ori mai mare asta, dar să vedem cheltuielile care suportă sala sportivă noastră de la școală. Și așa e de 3 ori mai mare. Deci e altfel, nu așa. Plus minus. Deci e ansamblu total. Nu pot. Dar tot e un minus. Eu vă spun la școală, la noi, dacă se construiește, nu de 24-36 cu adevărat, nu trebuie. Dar trebuie undeva de 18-24. O sală și să folosești copii și sadul. Asta e foarte mic. Anexată la sala și mică. Ori extindere la sala și mică, nu mai mare. Deci, când vorbim de sală de sport, eu am la consultat cu sportivii. Eu tot am de cele care poate nu corespund. Dacă vrei să faci sport, trebuie să faci sport în condiții. Cât de cât? Păi, și nu e posibilitatea sport pe format avem noi. Dar și sport de la noi s-a practic numai rugby și pe handball nu, sunt și fel de sport în practică. Și în not. Dacă îmi pare rău că nu l-am întrebat pe domnul Andrei, că și dimensiunile ar fi necesare pentru o sală, ca cu adevărat, cum spuneți noastră, să facem și sport bun, să aibă condiții și voleboliștii, și basketboliștii. Regula de aur e
stadionul de basket plus un metru la perimetru. Asta ar duce la niște dimensiuni. Care ar fi? Ei, stadionul plus un metru, asta înseamnă că spectatorii n-au unde sta. Dar aici e privire... Nu, există soluții tehnici în care... Basketul pe tine că 24 are. N-am desene la mine când are. 24, asta e o sală foarte bună de a face asta problemă. Trebuie de gândit bine să nu facem ca casa de cultură. Toată clădire frumoasă, dar noi e zero. Tot de atât dacă noi ce întreținem. Dacă întreținem, da, nu se pare localizare, un drum, orice. Toată lumea vrea să orice promot de sănătate, promot de viață sănătos. Și canalizare trebuie, drum trebuie, da, și spune. Ce zic, sau un drum, sau canalizare, nu trebuie să o întreținem, iar la vară. Să cumpărăm mașini, fiecare de bani ăștia. Să vinem ieșirea de snoare. Să fac din ea, e sala de bani. Sala de bani. Eu propun la mine loterie de a plasa țara. N-am voie, dar ce acolo e spuneam că nu-i dinire. Ies prima zonă de protecție. Nu spuneam, domn primar, că nu-i dinire. Tot nu poți pune niște copaci acolo din cauza la pământ. Serghie, dar de când tu ai loterie? Dacă ai face ocazia, să poți nivelezi pământul. Ceva, mă, voi lătăniu. Tot timpul am optat pentru o viziune mai largă, mai strategică. Iarăși, axăm, trebuie toți să avem o sală. Bun, îmi trebuie 30-24. Unde o amplasăm? Aici. Și nu mai vedem nicât în viziune. Undeva la adunarea satului de astă iarnă, am propus așa o idee. Haideți să identificăm locurile bune, bune, din sat, care ar putea să fie valorificate. Imagina șosele, la traseul republican, din centru, spațiile verzi, să discutați la un moment dat, ceva, să avem o viziune comună. Noi, de un plan urbanistic general, cam asnicoastră. Dar noi putem să desenăm o schiță pentru centrul localității. Ce își ține de la spațiul casă de cultură, până unde se termină terenul public de acolo, cu tot ce înseamnă casă de nunți, festivități, aici se construiește un bloc nou care nimeni nu știe și vorba, el nu știu cum ar să îngadreze și certificatul urbanism. Cu blocul e și nou tot, nu-i clar, el e făcut pământ privat. Dacă îmi dați voi, dar oricum, certificat de urbanism, noi toți spunem că în spate la ambasada Franței s-au dat 20 de etaje și așa se vadă, dar aici trebuie așa la șloc și să vedem. Cum se încadrează el în peisajul general al localității din centrul satului. Avem două clădiri și se ridice un turn acolo. Dacă om are bani să facă de 20 etaj sau de 10 etaj. Ei, după proiect, la zicerea centru comercial, n-ar cum să facă etaj. Sunt centri comercial, o trei centru, nu e mai mult. Eu știu că așa, proiect. Revenim la șer. Dați, facem o schemă, un plan local de dezvoltare a centrului localității și să-l consultăm cu cetățenii. Deci, Alexandru, facem o ședință, întrebăm oamenii, sunteți de acord ca lângă viitorul centrului de sănătate să fie o sală de sport? Majoritatea o spune, ei nu, că n-ar fi bine, că e aproape de gălăgie. Vreți acolo să fie un parc, ar fi bine să fie un parc, să votează, dar să fie consultat, fiindcă iar a spune 15 oameni din Consiliu, să voteze. Cineva pentru anumite interese, o să grupeze, pentru că la ședința următoare nu știi cine a să grupeze, poate și ești împotrivă la asta. Poate să voteze și iarăși revenim. Dar noi mergem pe ideea strântă, așa, poate dumneavoastră aveți planul dumneavoastră, dar nu... Deci referitor la o schiță urbanistică zonală, să o numim așa, așa se cheamă. Eu m-am consultat cu arhitect, eu am mie în telefon, pe săptămâna viitoare contactez persoana de la un proiect care pe țară se ocupă cu așa ceva și ați propus câteva variante. Centru satul, anume așa, până la centru sănătate, inclusiv clădirea asta, inclusiv terenul casă de cultură și la primărie. Și ați propus niște variante. Selectăm una, s-o aprobat la Consiliu, s-o pus pe cetea și nici un pas în stângă, nici un pas în dreapta. Când place nii sau un grup de oameni sau nu-mi place nii sau un grup de oameni. Așa se lucrează, că altfel nu poți lucra mai mult. Viața merge, domnul primar, se dezvoltă. Nu, el are valabilitate și el, domnul secretar, 3 ani, nu o să spui viață. Nu poți și... Da, dar pe 2-3 ani, știți cât astea coste? 200-300 de mii? Eu știu, dar să vedem. Discutăm și vedem. Bani. Dar e mai simplu, poate și cum spuneți dumneavoastră, dar
Eu am zis schiță, nu plan urbanic, dar schiță. Sau mai simplu ca cetățenii să fie chiar interes cetățenii. Hai să zicem că depășim momentul ăsta, sau nu avem problema asta ca muia, cu sala, cu parc și așa mai departe. Avem terenul ăsta din centru care o mai rămas lăsat. Avem acela de livadă, poate la Botna acolo, zona aceea de lângă intrarea din sat, care poate să intereseze pe cineva și parcă. Expunem niște variante de răspuns pentru fiecare. Livadă, propune. Primăria, Consiliul propune spre consultare și cetățenii. Aici, propune. Parc, sală, mai știu eu, casă de nunț, 6-7 opțiuni. Acum, iar noi mai chemie și propunem sală de sport acolo, dacă pot să o adreze acolo. Eu vorbesc eventual... La ședința asta zicem așa, pe următoare, și mă dea și o schimbat opțiune. Eu vorbesc eventual că nu avem noi amu situația asta care s-a ajuns. Adică, poate trebuie lucrurile să facem un pic mai înainte, sau poate dacă... Dar fugărezi, mă, nu te grăghezi, că trebuie și atunci n-ai când. Ne gândim ca să nu mai ajungem pe viitor la, hai să zic, admitem că ajungem acum la un numitor comun și parcă, trebuie să prevenim, da. Niște... Spate-o întreba, dar și numitor comun am ajuns noi acum. Și noi până nu am un numitor comun? Nu, referitor la contradicția asta cu terenul care eu vorbesc. Eu nu am o contradicție cu Consiliul, o parte l-a votat. Oricum, riscul de a veni la consultări publici poate să duc și ei mai mult decât majoritatea, nu? Domn primar, o întrebare, dar cum una grajdori fac exact de așa sală? Da? Fix așa dimensiunile iese, dar iese așa. Dacă vor să o depășească dimensiunile... Din banii lor. Din banii lor. Și la noi tot. Vă să depășim? Din banii lor. Dar ei cât ți-ați spus că și populația au... 3,5. De 7 sate, 6. Dar 7 sate. E comună. Așa e. E aproape de Iași? E vreo 30 km. Vreo 30 km. Vreau să vină așa la Iași acolo sau cine? Nu, e în parte de Ceilalți. E până la Iași, din, da? Deci, spune asta că acolo. Nu, nimeni. A, știi, nici până la... La Alghisa cu Ipăla, dar pornim. Dar pornim să-i vreo 6-7-10 km. Și în cadrul discursului, noi trebuie lecții să știm, pentru că nu s-au alocați banii pe cont și de-a noi trebuie să-i valorificăm. Vorba de o idee, că noi trebuie să aplicăm, care să depunem eforturi, ca să fie câștigat. Că depinde foarte mulți factori și după aceea. Păi eu și-am spus, că nu ne obligă la nimic decizia ta. Că nu știm, mânzul e în iapă, dar nu ne-am... Un scenariu simplu, nu să reușesc să mă învârtez vă două combinații de o anumită rost de consilier și să alocă nume terenul respectiv. Există un grup de tineri care au câștigat un grant și vor să implementez un proiect dar e bun și ecologic. Ce facem? O să-i noi implementează. Plantăm sau avem terenul acolo? Ei, dar azi nu plantăm, că specișerea de arbuști, nu, este în toamnă, în noiembrie, și-i scos și-i pus o condiție de acolo să fie numai original din Moldova, nu soiul adus nu știu de unde. Și azi am discutat. Și am spus, tata, pregătim iată, prunul dumnealui, vine fac o schiță, cum să plantez, unde se pune arbuști și ei, unde niște copaci, unde altceva, și de ce pot. Nu. Indiferent dacă este alocat sau rămâne în vigoare decizia, gata, terenul respectiv... Nu cred că decizia s-a vrăjit, parcă am la 3 oară. Dar spune-ți și mâna aceea, decizia în vigoare. Pe bară spune cum nu se vinează. Am mai spus și asta e bună. Părere direct pentru asta, pentru astăzi, asta este. Vă mulțumesc mult dacă n-am răspuns la toate. Domnul primar, cine anunță? Vă așteptăm să lăsăm la... Ședință. Ați spus că ați fost ședință și eu aș ruga cetățenii care au venit alții să mai cheme pe cineva și la următoare ședință. Păi, ia fi extraordinar, fi care consilier cu prițele înainte a știi lucrurile astea. Păi s-a făcut criza locală, nu scari pe la casa de cultură, n-a să mâncă. Cază Iza, dacă e vorba de mai mulți cetățeni, pușim jos în sala mare. Dacă s-a făcut multă lume, facem jos în sala mare, care-i problemă? Mulțumesc mult! Să fac o mahină și o spune cine a spus.